Adevărul un vot deosebit, am fost preocupat de vot, știam o echipă viitoră, o echipă agresivă, tânără care joacă fotbal, dar astăzi a fost prea agresiv, din păcate. Și am reușit cu o victorie importantă, cu un public numeros, să ai 6 milioane de spate. Sunt sigur după meciul cu Rana va fi stabil în timp. Am încercat foarte multe acțiuni de marketing, știți cu toții, dar repet, asta îi spuneam și Valeriu, numai echipa, noi, în organizare, pe rezultate putem aduce publicul în stadion și asta a fost o atmosferă extraordinară, exact cum a fost la meciul cu Tuferi, când eram la Victoria, e cea mai bună strategie de marketing. Asta e părerea mea, rămână părerea asta, întotdeauna am fost. Știți foarte bine, tot timpul m-am preocupat să facem diverse acțiuni în stadion. Deși el o gândire, nu am fost supărați. Au motive totuși de a fi trăși. Nu, copiii și-au dorit mult și probabil de asta au fost, am zis, exagerați de agresiv și a costat asta. În punctul meu de vedere, da, pe o patronașă roșie, care a fost în eroare, da, diferit. Părinții importante, noi am așa victoria, pot să vă spun, am și dus o sală de șerțeie, suntem din primii echipe care vom lua licența la Liga 1 și un lucru important, să mai datori la momentul ăsta la bugetul statului, să tem de diferite echipe. Cu un buget, v-am zis, mai mic, echilibrat și eu sper să avem continuare, pentru că așa am continuitate de Liga 1. În general, ce nu fără mai mulți? Ne predăm ușor. Din punctul meu de vedere, în Ghencea, indiferent cine va juca, va da totul pentru că joacă contra Stelei. În meci și eu rămân la ideea mea, am și zis-o, am văzut cu Leo de înainte, o să joc. Indiferent cine va juca, dacă vom învinge viitorul, cu Steaua, orice jucător își va da viață. Pentru că joacă în București, în fața Stelei și eu sper să ieșim la fel cu un joc bun și să reușim cu Corona. Care are nevoie de o victorie importantă.